poate ca să despartă pe omul de Dumnezeu. O inimă necredincioasă și răul care lipit de el. Cine poate ca să despartă pe omul de Dumnezeu? O inimă necredincioasă și răul care lipit de el. Când strigăm un nenorocit, Domnul ascultă și scapă din necaz. Când strigăm un nenorocit, Domnul ascultă și scapă din necaz. Dacă ești slăi de puteri, nu mai ai speranță și nu crezi, spui totul astăzi s-a terminat și că Domnul te-a uitat. Dacă ești slăi de puteri, nu mai ai speranță și nu crezi, spui totul astăzi s-a terminat și că Domnul te-a uitat. Când strig